Bună ziua, nu știu cum să vă spun despre acest volum, cum să-i dau un supratitlu, enervări cotidiene, enervări dacopate, de daci și romani, romanii care se supără. E o complexitate de forme și de posibilități aici. Dar întâi să vedem despre ce carte este vorba. Este vorba de volumul de daci și romanii, de Dan Alexe, o introducere în istoria limbii și etnogenezei românilor. Iată volumul. Volumul a apărut la finalul anului 2023 la editura Humanitas și încearcă să facă o explicație a limbii române, a proto-românilor și ideea principală a acestui domn Dan Alexe, pe care o dezvoltă pe mai bine de 250 de pagini, este că limba română și poporul român nu s-au format în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, așa cum s-a tot vehiculat de-a lungul timpului, ci că, odată cu retragerea aureliană, populația care exista în Dacia s-ar fi retras cu romanii undeva în sudul Dunării și undeva în acea zonă muntoasă s-ar fi format poporul român ca o ramură a poporului albanez, care ar fi, de fapt, urmașul direct al dacilor. Și după ce s-a format acest popor român, el a interacționat cu bulgarii, care au venit și s-au stabilit în sudul Dunării, iar după aceea, la cererea regilor maghiari, acești români ar fi migrat apoi în nordul Transilvaniei, s-ar fi stabilit în Maramureș și de acolo ar fi coborât odată prin legenda lui Dragoș în Moldova și ar fi făcut Moldova de azi și după aceea ar fi coborât în Țara Românească și ar fi făcut Țara Românească. Aceasta este pe scurt această teorie a domnului scriitor, lingvist, cineast și jurnalist Dan Alexe, care, printre altele, este un mare iubitor al istoriei scrise de Roller, dacă vă aduceți aminte despre acest personaj, sau dacă nu vă aduceți aminte, vă putem spune noi că este unul infam. Și iată cum argumentează. Toată această construcție pe care v-am spus-o e argumentată numai din punct de vedere lingvistic. Uite cum consideră autorul că ar fi arheologia. O consideră într-un capitol intitulat Insuficiențele arheologiei și spune așa: deseori, așadar, sunt aduse argumente arheologice în sprijinul continuității, în ghilimele continuității, obsesia depășită de decenii. Prin alte părți, în afara României, că arheologia dovedește, a devenit la fel de pernicioasă pe cât e obsesia cu genetica. Mai mult, câteva rânduri mai încolo, în alt capitol, tot cu arheologii se războiește și explică într-un capitol intitulat Descendenții dacilor și a ne închipui că albanezii, pe jumătate latinizați, adică numai lexical latinizați, scrie în paranteză, sunt descendenții dacilor coborâți pe sfârșitul secolului III, odată cu administrația romană aureliană, nu presupune, am văzut, un mare efort de imaginație și nici nu este o performanță intelectuală uluitoare. Cu alte cuvinte, corelând informațiile, domnul Dan Alexe le spune pe față arheologilor că sunt niște proști, pentru că ei se iau de, și în calculul istoriei, se iau de documente arheologice, se iau de informațiile pe care le descoperă în acest domeniu. Și că, de fapt, ei n-ar trebui să se ia după aceste documente. Și dau un exemplu cu o monedă, cum că dacă o monedă este găsită, mai știu eu, nu știu pe unde, arheologii ar fi în stare să creeze o cultură pornind numai la faptul că au găsit moneda aia acolo și că, vezi, Doamne, creează culturi de arheologie care nu există, de fapt, lingvistic. E posibil așa. Omul acesta care, mă scuzați, dar după părerea mea, bate câmpii cu grație, este specialist în, printre altele, în... Stați așa că este foarte interesant. În limbile georgiană, cecenă și din Dagestan. Omul s-a dus până în Caucaz și eu am fost acolo, așa, nu e nicio nenorocire. Și ne explică că, domne, pe un singur munte avem 50 de limbi.
că ăia nu comunicau între ei și că e imposibil ca limba română să se fi format într-un spațiu atât de mare și să nu aibă, cum să spun eu, dialecte sau tot felul de versiuni. Asta zice domnul Dan Alexe, pornind de la studii lingvistice, și interesant e că în tot acest cărțoi nu dă niciun fel de sursă. Spune că sursele, bineînțeles, vor fi trimise altă dată, ne va spune, și dă o succintă bibliografie, da? Ia uitați aici, care conține, ia să vedem, o pagină, două, trei, patru, da? Una, două, trei, patru pagini și jumătate, da? Deci patru pagini și jumătate de cărți, din care primele, dacă vă uitați, se autocitează, da? Dan Alexe, Dan Alexe, uitați aici, da? Prima, a doua, a treia. Deci cum ar veni, el dă citate din el. Asta din punct de vedere al imposturii academice, ca să nu să fiu un băiat spălat și un băiat frumos în afirmații. Haideți să vedem care este concluzia cărții, așa cum o prezintă în capitolul concluzia, la pagina 184. Și spune așa. Ceea ce am arătat în toată această introducere în istoria limbii și etnogenezei românilor a fost că avem acum tot mai multă nevoie de o nouă metodă de cercetare multidisciplinară și de o modificare radicală a paradigmei interpretării. Metoda oferită aici este una lingvistică, bazată pe realități scripturare, gramaticale, lexicale și fonetice indiscutabile. Concluzia care se impune, deci atenție, nu luăm în calcul arheologia, nu luăm în calcul scrieri vechi, nu luăm în calcul descoperiri arheologice de orice fel, da? Pentru că sunt niște porcării, zice domnul ăsta, Dan Alexe, că el se bazează numai pe lingvistică. Zice, concluzia care se impune la finalul acestei scurte expuneri este aceea că latinizarea strămoșilor A, albanezilor, și B, românilor, s-a petrecut simultan în spațiul balcano-dunărean, dar că acel contract direct, intim și prelungit între români și albanezi a survenit începând de la o dată ulterioare, după ce latinizarea albaneză încetase și în momentul în care atât A cât și B, adică albanezilor și limba română, au intrat în contract cu slavii. Cum, prin forța lucrurilor, latinizarea dacilor a fost de scurtă durată decât cea a locuitorilor din Balcani, concluzia este că albanezii sunt descendenții dacilor semilatinizați, coborât la sud de Dunăre în momentul părăsirii Dacii. Semilatinizarea lor s-a explicat astfel prin răgazul relativ scurt în care forța Imperiului s-a exercitat asupra lor, precum și prin relieful accidentat al Carpaților și al acelei porțiuni a Transilvaniei care astăzi, în care ei locuiseră. Originea transdunăreană ar explica și absența în limba albaneză a oricăror urme de contact antic cu grecii. Strămoșii albanezilor trăiau pur și simplu mult prea la nord și dincolo de Dunăre. În acest caz, strămoșii A românilor, și A în paranteză, da, nu sunt altceva decât locuitorii latinizați ai Balcanilor, însă latinizați undeva în interior, dincolo de Alpii Dinarici și de coasta Adriaticii, unde se vorbea dialectul latin, din care a rezultat Dalmata. Asta ne duce la zona de platouri din nordul din sudul Bosniei, Kosovo și Macedonia de Nord de azi. Bun. Și documentele atestând transferul spre nord lipsesc, zice el, deocamdată, în paranteză. Nu însă și inexplicabilele urme lingvistice ale lungilor conviețuiri a românilor cu slavii și cu slămoșii albanezilor. Bun. Haideți să îi spunem câteva lucruri și acestui domn și mai zice așa că dă câteva exemple de cuvinte pe care unii lingviști le-au interpretat greșit. Și râde de ei cu sfârc, melc și alte construcții, cu viezure, ghezure și ce mai erau pe acolo. Bun, îl înțeleg că aici poate omul are dreptate, nu sunt mare specialist în lingvistică. Dar, pe de altă parte, să scrii o carte bazată numai pe lingvistică și să spui că tu ai dreptate, mi se pare o porcărie academică de la A la Z. Și să-i explic domnului Dan Alexe de ce. În primul rând, uită că la sud de Dunăre a mai existat o țară a românilor. Da, domnul Dan Alexe, du-te și citește istoria și vei vedea că timp de 600 de ani, în sudul Dunării,
cât și la nord de Dunăre, a existat țaratul româno-bulgar. Această entitate, condusă de țari precum Ioniță I, Ioniță Caloian, Asan I, Asan al II-lea și așa mai departe, a fost o entitate unde se vorbea latina. Această entitate a umplut acel gol de la retragerea aureliană, bine, mai târziu puțin de retragerea aureliană, până la formarea țării românești și a Moldovei. Dacă dumneata nu cunoști despre acest fapt, te invit să te duci să citești puțină istorie. Mai departe, cum își explică acest domn, Dan Alexe, faptul că s-au descoperit înscrieri lingvistice în teritoriu care nu era romanizat? Înscrieri în limba latină. Mai mult decât atât, de asemenea, tot în argumentația aceasta schizoidă a limbii, poate ne spune domnul Dan Alexe de ce egiptenii, care au stat sub romani mai mult decât Dacia, nu s-au latinizat. De ce nu s-a latinizat Tunisia? De ce nu s-au latinizat Siria? De ce nu s-a latinizat Palestina? A, nu știe lingvistic. Pentru că latina, dragul meu domn Dan Alexe, în cadrul Imperiului Roman, era doar limba administrației. Limba culturală era greaca, nene. Du-te și citește cărți. Porcării de genul ăsta, promovate de Humanitas, marele domn Dan Alexe care bate câmpii și reîncălzește o ciorbă veche făcută de roller pe baza numai a unei presupuneri că, vezi, doamne, dacii ar fi fugit din Dacia și s-ar fi așezat ei în nordul Macedoniei și ar fi format albanezii, n-are nicio logică. Că ce? Că seamănă niște cuvinte în niște limbi? Păi da, așa seamănă și slava cu, poate să seamănă cu latina. Au cuvinte care sunt comune. Asta nu înseamnă că slavii au venit peste latin. Da? Și că s-au format ei împreună în, nu știu eu, în Mongolia. Nu. Din păcate, explicațiile sunt mult mai ample, iar domnul Dan Alexe se înscrie pe aceeași direcție de distrugere și de demitizare a unor păreri și idei despre formarea limbii române și a poporului român. Sunt de acord cu domnul Dan Alexe în ceea ce spune că limba română s-a format și în sudul Dunării. Da, așa este. Limba română s-a format atât la nord cât și la sudul Dunării. Lucru pe care comuniștii n-au vrut să-l recunoască. Da, țări locuite de români au avut capitale și în alte părți decât cele din teritoriul actual al României. Da, a fost o capitală a unui regat românesc la Veliko Târnovo. Da, este adevărat asta. Nu o spunem noi, o spune istoria, o spune inclusiv bulgarii. Da? Dar de aici și să vii să spui că, vezi, doamne, teritoriul ăsta era neocupat de nimeni și că datorită carpaților care erau înalți și nu știu cum, n-au putut aia să vorbească și să formeze limba română, mi se pare o aberație care sfidează logica. Da, mai sunt limbi unitare în lume, dar nu vrea domnul Dan Alexe să le dea exemple, pentru că i-ar strica feng shui-ul lui de formarea limbii române în Balcani, care românii au migrat și s-au așezat aici și nu știu ce. Bă, mai are puțin și ne spune că, de fapt, ungurii sunt daci și că bulgarii n-ar fi migrat, ci ar fi venit din Constantinopol și s-ar fi și așezat aici. Nu m-ar mira dacă ar lua după teoriile lui literare. Singura formă de răspuns la astfel de porcării literare cu spoială de mare cultură, cu spoială de argumentație științifică, un astfel de pseudo-cărți, de pseudo-științe, nu mă interesează că domnul este lingvist și specialist în nu știu ce limbi din Daghestan. Chiar nu mă interesează. Nu mă interesează că el predă la nu știu ce universitate din Austria. Știu o grămadă de proști care predau și la universități din România și din Austria și peste tot în lume. Faptul că ești dobitoc nu înseamnă că nu poți fi profesor. Cele două nu sunt incompatibile. Dar să fii cu argumente și să fii de o, cum să spun eu, unilateralitate absolută, să îngurgitezi și să regurgitezi
porcării spuse de-a lungul anilor, fără niciun fel de dovadă istorică și să spui că se va descoperi, credeți-mă, nu este nimic altceva decât o invenție. Acest om cu spoiala lui de cultură încearcă să ne vândă prin cărți de genul acesta mizerii, încearcă să atenteze la însăși ființa limbii române și a neamului românesc. Acum o să spuneți, da, ești un naționalist și nu știu ce. Nu, domne. Atâta timp cât tu scrii o carte despre istoria și formarea limbii române și a poporului român și tu nu te iei, nu ții cont de niciun argument istoric, nu ții cont, la un moment dat are afirmații referitoare la columna lui Traian, că cei care au scrutat columna lui Traian habar n-aveau despre Dacia și nu știu ce. Păi, poate așa o fi și unii istorici dau dreptate, dar pe de altă parte, cel care a supravegheat toată lucrarea a fost Apolodor de Damasc, care știm sigur că a fost aici. Ceea ce domnul Dan Alexe nu știe spune că sigur a fost la Roma să vadă columna. Da? O introducere în istoria limbii române și etnogenezei românilor. Ce îmi place e că a folosit un joc popular, desenele acestea două de pe, care erau a unui joc popular, daci și romani, pentru a induce și mai mult în direcția celor care au așteptări, pentru a se duce în această direcție și pentru a încerca, vezi, Doamne, să ne explice el cum pe un teritoriu gol. Nu există teritoriu gol sau teritoriu nelocuit, spații nelocuite de oameni, chiar și cele mai nepopulare zone, cele mai greu accesibile zone, tot au oameni acolo, băi, nenea Dan Alexe. Deci el n-a înțeles asta, pentru că eu în firea lucrurilor este în forma normală de locuire, e o manifestare firească, o chestie fizică. În momentul în care tu ești cu oile la păscut, e normal să te duci unde ai mâncare pentru ele. Și ce să vezi? Toți versanții ăștia și pe dreapta și pe stânga a munților Carpați erau plini de animale, erau plini de păduri, erau plini de apă, erau plini de mâncare. Da? Cum poți tu să spui că n-a fost nimeni acolo când era din abundență hrană? Mai mult decât atât, iară ce uită domnul Dan Alexe, este faptul că unele cursuri de râu care, la care el face referire, sau cum le spunem și în timp și-au schimbat direcțiile. Da? Deci, el se uită de astăzi și ne povestește de astăzi ceea ce crede el că a fost acum 2000 de ani. Nu e chiar așa. Pentru că ce a fost acum 2000 de ani mai știm și de la alții, numai de la Dan Alexe. Și știm de la alții care au trăit acolo și care chiar ne-au lăsat înscrisuri pe care domnul Dan Alexe nu vrea să le consulte pentru că nu sunt lingvistice. Da? Deci ce mă surprinde este că editura Humanitas continuă pe această direcție de a crea, hai să zicem, zânzanie, după ce l-a promovat intens pe fostul propagandist marxist actual, istoric, care redemitizează, care remitizează România, care demitizează locuri și așa mai departe, acum vine cu altul, Dan Alexe, și încearcă să ne vândă aceleași gogoși. Nu merge. O carte de evitat pentru prostiile pe care le afirmă. Vă mulțumesc și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă mai doriți astfel de comentarii. O zi bună!